Ah, chakra. Suma cifrelor numărului ABC este 25. Deci suma cifrelor numărului ABC este 25. Calculați suma cifrelor numărului ABC plus 1. Ah, păi trebuie să încercăm toate numerele. Deci, A, B, C, un număr de 3 cifre, da, are proprietatea că A plus B plus C egal cu 25. Și noi trebuie să calculați suma cifrelor numărului ABC plus 1. Adică un nou număr, da, este ABC care fie acela plus 1. Plus 1, adică trebuie să-l adunăm plus 1. Deci trebuie să adunăm... De exemplu, dacă ne dă 432, trebuie să-l adunăm cu 8. 432, să spunem că asta ar fi un număr. Da. Așa? Atunci, plus 1 va face 433. Da, și asta trebuie să facem. Deci calculați ABC plus 1, nu? Da, calculați suma cifrelor numărului ABC plus 1, da. Dar nu... Să vedem. Când zice calculați suma cifrelor, cred că trebuie să-l adunăm, de exemplu, 4 plus 3 plus 2 plus 1. Așa. Când deci zice suma cifrelor. Da. Suma cifrelor numărului ABC este 25. Da. Calculați suma cifrelor numărului ABC plus 1. Plus 1, da. Păi, 1 ăsta se adună la unități. 1 ăsta care adună. Eu mă refer că atunci când zice suma cifrelor, de exemplu, cred că 4 plus 3 plus 2, plus 7, 8, 9, 9 plus 1, 10. Asta păi nu ar fi același lucru ca și cum l-aș aduna pe 1 la unități aici și crește cu C-ul acela, crește cu 1. Da. Și ar veni 4 plus 3 plus 3. Da, așa. Da, e același lucru. E același lucru. Facem 4 plus 3 plus 3 și face 10. Da, credeam că vreți să faceți tot 432 plus 1. Da, am înțeles. Da? Deci este bine, să se spune. Deci, dacă suma cifrelor, numărul ăsta este 25, atunci ABC plus 1 va însemna A. A plus B plus C plus 1 și egal cu 26. Da. Acum, presupunem că A egal cu 1. Așa spune în registru? Nu. Așa, trebuie să găsim care să dea 25. Dar ne spune să le găsim pe astea toate? Păi, suma cifrelor numărului. Nu mai trebuie să mai calcula nimic. A, da. Că am găsit. Da, dar nu trebuie să aflăm numărul. ABC? Putem să-l aflăm pe numărul acela, dar nu îl cere. Din păcate nu ne-l cere. Dacă vrem să ne propunem noi, să vedem care sunt toate numele căror cifra 25, ne apucăm de treabă. Hai să vedem. Dar nu. Hai să vedem. Ia să vedem. Care e numărul acela că sumă fac 25? Că nu ne-a cerut, dar facem noi. Hai să facem. Care? Dă-mi un exemplu de număr. Nici nu spune măcar că e mai mare, că e mai mic, cifre distincte. Nu ne spune nimic. Că nu ne cere asta. A, da. Adică... Deci nu e nevoie să construim numărul. Da. Pur și simplu mă adunăm unul la rezultatul sumei cifrelor respective. Da. Da, facem un model. Hai să vedem. Zice noi că distincte să fie. Gata, am înțeles. Da? Da. Deci valoarea numărului crește cu unitate. Da. La unități, la ce? ABC e 25. Da? Da. Bun. Și mai punem 1, face 26. Și cu asta basta. Da, hai să te convingi tu. Uite, 7, 8, 9. Cât se facă, da? 3 ori, cât fac 25 din 3? 3 ori 24. Deci dacă ar fi tot... 2 de 8 și 9.
Deci 2 din 8, ca suma a 3 numere să facă, nu, un număr din 3 cifre, suma lor să facă 25, mă gândesc, dacă ar fi toți de 8, 8, 8, 8, da. Dacă ar fi 8, 8, 8, ar putea fi și 3, 8, 24, trebuie să fie unul nou. Da. Deci, neapărat, trebuie să se întâmple 1 să fie 9 și 2 de 8. Da. Cât faci acum? 3, 8, 24, 24, 24 și cu 1, 25. Da. Este așa, că fac 25. Da, am înțeles. Deci, dacă pui 2 de 9, pun 7. Da? Dacă pun pe 2 de 9, deci un alt număr ar fi 9, 9, 7. Da, cel mai mare număr cu putință, din 3 cifre, a căror sumă să facă 25, este 997. Da. Da? Și cel mai mic, și cel mai mic număr, că tot veni vorba de discuția asta, cel mai mic număr ar fi 799, da? 99. Dar și 700, dacă spun 80, nu mai se poate. Tot 7, 799, că dacă fac cu ăsta 8, e 800 și depășește. Da? Da? Deci neapărat 799 este cel mai mic număr. Da. A căror sumă. Și dacă aduni suma cifrelor sale, plus 1, dacă ăsta zicem plus 1, ca așa era vorba, numărul ăsta plus 1, atunci suma așa, numărul ăsta plus 1, suma cifrelor numărului care rezultă e 7, 1 și cu 9, cât face? 1 și cu 9, 10. 10. 10 și cu 7, 9. Deci 1 și cu 9, 10. 1 și cu 9, 10. Deci 1 și cu 9, 10. 800 face, ce mai pierdem? 99 și cu 1 fac 100 și 7, 800. Iar dacă facem suma cifrelor sale acestea, da, 8, 8 și cu 0 și cu 0, hai că m-am păcălit. Hai că m-am păcălit. Da. Nu-i 26, e 8. Da. Deci, numerele pe care le putem construi, da, odată e 898, 997, 799 și dacă luăm pe ăsta 898, 898 plus 1, am păcărit. Bine? E bine dacă recunosc? Da. E bine, sigur că da. Deci eu am avut, n-am fost de atent deloc, dar unul acela modifică complet egeșițiul. Da. Da? Deci 898 este un număr, apoi altul care este 997, 997, alt numărul este 799. Cam astea sunt numerele care se pot construi, a căror suma a cifrelor să fie 25. 16 și cu 9, 25. 18 și 7, 25. Ia mai dăm tu un altul. 988. 988 este. Că n-am inversat acolo. Da, 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 suma tot este. Ia mai dăm. 979. Da, da, da. 979. Sau, adică atât. Că de fapt, la primul mai poate fi 889. 889. Corect. 889. Și 997. Și 9. N-am pus, da? Da, atât, gata. Deci asta ar fi, da? Deci permutându-le, schimbându-le pozițiile, da. Ăsta ar fi numerele, da? Deci 898, 889, adică 9 ăsta să ocupe și prima poziție, da? Și poziția din mijloc și ultima poziție. Da. Apoi 7-le ăsta să ocupe și prima poziție, poziție și poziția din mijloc și ultima. Da.
7 și bine. 7-le, 7-le și cu 8-ul este jucat aici. Da. Sunt în total 6 numere. Acum, plus 1 aici cât face? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Scrie și tu că deșteaptă chestia, dar ne-am... Nu, ne-am, ne-am... Adică ar fi 25 plus 1. Așa am zis noi. Da. Dar să vezi că e, e prost ești. Ideea aceea n-a fost deșteaptă. Să vedem acum cât de dă la plus 1. La plus 1 face 899. Da. 899. Plus 1 aici cât face? 998. 998. Aici face cât? Ar fi 0, 0, 800. 800. Aici egal cu? Unde? 989. 989. Aici face? 0, 8, 980. 980, da. Aici face cât? Dincolo 0, 890. 890. Și acum, aici suma cât ar face? Rezultă că ies suma cifrelor, ies egal cu 8, plus 9, plus 9, da. Și 9 și cu 9, 18, și cu 8, 26. Aici se respectă ideea noastră, că mă se mărește cu 1 și fac 26. Păi da, și înseamnă și că la celelalte 9... Nu respectă. La ies 2, ies 1, ies 2, altă variantă, aici iar respectă. E 9 plus 9 plus 8 și păi face da, tot 26. Păi da, la 800 nu respectă. Și la 890. Și la 980. Păi da, adică... Când s-a modificat una de a deveni 0, s-a stricat jocul, da? Da. Deci, ies 3-ul egal cu 8, ies 4 egal cu, aici se respectă, nu? Face 9 plus 9 plus 8 și egal cu 26. Aici ies 5, suma în cazul ăsta e 8 și cu 9, 17. 8 plus 9 egal cu 17. Și din coace ies 6, este tot așa, 8 plus 9 egal cu 17. Yeah. Ce mi-a plăcut! Foarte tare! Deci autorul șmecheru a ascuns în culise faptul că trebuia să le construim. Tu ai gândit bine când ai spus, haide să le construim, să le vedem pe cele a căror sumă fac 25. Adică cele 6 să le vedem. Și lor să, pe ele să le modificăm cu 1, adăugăm un 1, și să vedem pe urmă ce rezultă. Eu m-am încăpățânat și nu te-am ascultat. Și am zis, ce să le mai construim? Că dacă adunăm unul, nu se adună la unități. Dar din păcate n-am surprins că unul acela când se adună cu 9, fac un 10, fac 0. Și se modifică doar o comunitate dincolo. Totul a fost perfect până în momentul în care cifra unităților a devenit 9. Când cifra unităților a devenit 9, s-a stricat jocul. Dacă cifra unităților este 8 sau 7, la 8 sau 7 se respectă. Merge bine treaba. Da, adică e bun doar 898, 997 și 988. Atât. Deci 3 sunt bune, 2 sunt proaste, nu? Uh-huh. 3 sunt bune, 2 sunt proaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, 3 bune și 3 rele. Da. 3 bune și 3 rele. Jumătatea din problema am avut. Și motivul a fost ăsta. Că, fiindcă suma lor fac 25, la sfârșit poate să fie 7, 8 și 9. Când este 9, în 3 rânduri, când este 9, lucrurile se complică. Da. Pentru că 9 și cu 1 fac o 10 și atunci totul se strică. De aceea, ieșițul complet făcut, corect făcut, era să, ăsta, să generăm, să le vedem pe toate numerele, cele 6 numere a căror suma cifrelor se facă cât? Suma cifrelor se facă 25. 5 plus 26. Și pentru unele se întâmplă să fie 26. Da. Pentru altele nu. Trebuie calculat în fiecare. Deci ascuns ce a fost autorul. Mă, îi duce pe capul.
să construiască numerele? Sau să marginez la observația că A plus B plus C face 25 și mai pun 1 la sumă și fac 26. Și răspunzând egal cu 26 în toate situațiile, era greșit. Da? Era greșit. Corect este să... Dar dacă n-ar fi făcut așa, ei ziceau că dădea 26. Da, deci am fi spus și noi, 26 a fost greșit. Da. Ce am învățat de aici? Să fim mai atenți. Da. Mai calmi, să îl luăm și să... Uneori s-a spus și de ele, profesoare. Da? Tu ai insistat, hai să construim numărurile acelea, să le vedem concret cum sunt acele numerele de 3 cifre, a căror sumă a celor să facă 25, și până să le modificăm cu unul și cu asta basta. Foarte bine. Bravo. Acum. Ce-am mai mic număr natural de 3 cifre cu cifra 10 lor 7 este egal cu... Aici îmi dă... Uitați. Îți dă un exemplu acolo? Îmi dă mai multe numere și eu trebuie să încercuiți care e corect. Așa. Hai să iau și eu cartea să văd exact cum este problema. Deci spune așa. Cel mai mic număr de 3 cifre cu cifra, cu cifra 10 la 7 este egal cu? Și îți dă variante. Nu? Da. Deci cu cifra... Da? Noi nici nu ne uităm acolo. Da. Da. Dacă cifra... Deci e vorba de așa. Cifra 10 la 7. Adică... Da? Și să fie cel mai mic. Da, să fie de 3 cifre. Da, de-aia am pus eu 3. Da, da. Da? Cel mai mic. Trebuie să încep cu 1. Cu 1 și să se termine cu 0. Cu 0, sigur că da. Asta e 170. Și îl găsești acolo. Da. Bun. Aproximarea numărului 345.672 prin lipsă la mii este. Adică aproximarea prin lipsă la mii. La ordinul miilor, da? Da, la ordinul miilor. La ordinul miilor. Deci, ia, citește-l până. Aproximarea numărului 3045.600... Nu 3004. Cum citește? 345. Ia să vedem. 345.672. Deci, 375.000, 375.000. Dar nu, 345.000, nu? Așa? 345.000. 345.000, 672. 672. Să citim cu foarte multă atenție. Trebuie să aproximăm. Numărul ăsta prin lipsă la mii. Da, la mii. La ordinul miilor. Aproximarea prin lipsă până la sute. Zici și până la sute, până ca să mă învăț, să aflu și eu cum se face. Deci, aproximarea prin lipsă până la sute mii a unui număr natural este cel mai mare număr format numai din sute mii mai mic decât numărul dat. Așa. Mai rar. Aproximarea. Aproximarea prin lipsă până la sute. Până la sute, stop. Până la sute. Dacă ar fi fost vorba până la sute, adică să nu, să ne îngrijăm 10 și unitățile. Da. Prin lipsă, le ștergem. Da. Da? Dacă până la mii, dacă până la mii, ștergem sutele. Da. Da? Deci, dacă fiind răzut până la mii, înseamnă că e aproximativ până la mii, 345 de mii. Da. Asta ar fi fost răspunsul. Da. Da. Până la mii. Adică să ținem cont numai de mii. Da. Numai ținem cont de unități, de sute. Înseamnă că le-am neglijat, le-am înlăturat, deci prin lipsă. Cel mai mare, dintre numerele aici scrie A egal cu 102. 102.003. A egal cu 100. 102.000. Așa ai scris? 102.000. A egal cu
130.000. 102.030. Așa. Așa. Încearcă și să, da, sigur reușești. 30. Da. B egal cu 123.450. Ce egal cu 102.000. 102.000. 100. Și D egal cu 102.031. 102.031. Și care este cel mai mare dintre numerele astea? Ei, ia uite-te tu, care crezi că e cel mai mare? Păi, 123.450. Sigur. Adică la, B. La sute de mii toate la fel. Și imediat vezi că la zecile de mii, doi aici. Da. Da. Da? Acolo mi-am dat seama imediat. Sigur, după foarte. Că e 3. Nu te mai interesează nimic. Da. Da? Deci B-ul e cel mai mare. Da. B e mai mare decât A. B e mai mare și decât C și cât D, decât toate celelalte. Așa. Deci, mai departe. Cel mai mic număr natural cu produsul cifrelor 12 este egal cu... Așa. Deci cel mai mare? Cel mai mic număr natural cu produsul cifrelor 12, produsul, adică... Ele înmulțite cifrele. Da, da. Este egal cu cel mai mic. Ah, păi cred că ar fi... Cine ori cine 4 ori 12. Bun. Dar și 1 ori, și 2 ori 6. Da, 2, da, da. Adică ar fi 26. Dar 12 nu? 1 ori 2. Nu, 12. 26. Da, 26. E cel mai bun. Foarte bine. Deci, 26, pentru că 2 ori 6 egal cu 12, da? Da. Dacă ai fi zis 30, 62, da, 62 ar fost aiurea, da? Da. Iar 34 e mai mare, da? E bun, da. Dar nu e bun, dar nu e cel mai mic. 3 ori 4, dar tot 12. Și 43, dar nu e cel mai mic. Secvența 3, 6, 9, 12, puncte, puncte, 3. 3, 6, 9, 12, puncte, puncte, 33. Da. Conține un număr de puncte, puncte, numere naturale. Un număr? De. Un număr de ce lungime? Câte cime să aibă? Să aibă. Două. Deci, secvența conține un număr de... Deci, secvența asta, 3, 6, 9, 12, 33, până la 33, ne oprim la 33. Da, da, da. Conține un număr de câte? Câte sunt astea toate? Ah. Câte sunt ele în totalitate până în secvența adică asta? Câte... Câte sunt până la 33? Păi facem 33 minus 3. Deci 33 minus 3 este N-ul ăla care ți s-a aflat. Da, 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 lasă-mă. Deci N egal cu... N egal cu termenul 1 minus termenul N. Parcă termenul N minus termenul 1. Da. Termenul N. Da, da. Da. Termenul N minus termenul 1. Împărțit la R plus 1. Plus 1. Și egal cu... N egal cu termenul 3, adică nu, termenul 33 plus... Minus 3. Minus 3. Împărțit la... 3. Plus 1. Și acum, N egal cu 30 împărțit la 3 plus 1. N egal cu 10. 10 plus 1, 11. 11 numere. N egal cu 11. Deci conține 11 numere naturale. Da. Așa. Acum, numărul numerelor naturale impare de forma A, 2B, deci A, 2B. A, 2B. Da. Da.
egală cu, deci numărul numerelor naturale impare de forma A2B este egală cu... De forma A2B, stai, nu mi-ai spus bine. De forma A2B. Deci, pictez așa. Deci, numărul... toate numerele de trei cifre. Așa trebuie gândit, da? Da. Deci, vrem să găsim toate numerele de trei cifre. Dar vreau să spun acum că... Că eu am pus A, virgulă 2B. Da, virgulă 2B. Eram departe de problemă. Deci, A2B. Deci, da. Să găsim toate numerele de trei cifre. Impare. Impare ele, da? Da. Bun. Ei, ca să fie impare, ce trebuie să fie? Sunt păi... B-ul cât poate să ia? Ce valoare să poate să ia? Când un număr se împarte la 2? Știm noi șmecheria. Când e 2, 4, 6, 8. Da? Da. Deci nu are voie să fie 2, 4, 6, 8 și 0. Da. 0, 2, 4, 6, 8. Da. Adică eu ziceam acum 1. Deci B-ul, B-ul aparține mulțimii valorilor 1, 4, 6, nu 4. N-are voie să 3. 1, 3. 1, 3, 7, 9. Și 5. Da, 5, 7 și 9. Și A poate să fie tot 1, 2, 3. B-ul are toate șanse să fie de la 1 încolo, până la 9. Da. Da? Și deci, A-ul. A-ul aparține mulțimii 1, 2, 3, puncte, puncte până la 9. Toate variantele poate lua. Da. Controlul se face după B. Numai B are voie. Și zicem acum, când A e egal cu 1, câte variante de numere ar fi? 1, 2, 1. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 5. 1, 2, 7. 1, 2, 9. Deci 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 9. Da. Câte sunt? 5. Sunt 5 odată. Da. Când am fixat pe 1 aici. Da. Am o șarjă de 5, un grup de 5. 5 numere. Acum, aici cine vine pe locul întâi? 2. 2-ul. Și iar începem. 2, 2, 1. Păi da, dar dacă facem așa, ar fi de 9... 9 ori 5. 9 ori 5, 45. 45. Deci, trebuia să găsim că numărul lor este 45. Dar trebuie judecat așa. Deci, ce a vrut autorul aici, la ce a mers el? Mă, trebuie să știi ce înseamnă numere impare. Ce șanse are B-ul să fie? 1, 3, 5, 7 și 9. Deci, 5 posibilități. Iar A-ul poate să fie orice cifră. Da. De la 1 până la 9, da? Da. Și atunci am observat că avem în total 5 ori 9, 45 de numere. Da? Acum, 1703 se scrie A. Da? Puteți să veniți. Bună ziua, aici 6 plus 6 plus 3, este pas 6 plus 6. 6 plus 6. Așa, 6 plus 6. Da. Facea asta ca să fie. E păcat să poate să fie acolo.
Hai să vedem. Așa. Aici zicea 1700. Intră, se intre și pestițele, apușcă în vor, că, da, poftiți. Și trebuia să trag și el a trăit, 1703. Ce este 1703? Păi, cum aici așa. Și bun, acum, al 10-lea termen al șirului, 0, 5. Să scriem șirul 0, 5, 10, 0, 5, 10, 15. Da. Al 10-lea termen. Acum trebuie să continuăm. 20. Da. 25. Da. Dar nu putem să o găsim de dată pe al 10-lea. Da. Ia să ne amintim formula aceea. T indice N. T N egal cu N egal cu T1 plus plus R. N minus 1 R. N minus. Așa parte. Da, așa e formula de găsire a termenului general. Da, ora. Termenul N. Termenul N, adică termenul 10 e zis, parcă. Da, 10. T indice 10, adică N i-a făcut 10. Da, T indice 10. 10 e egal cu termenul 1, 0. 0 plus N. Adică cine e N? 5 sau? N, 1, cât este? A, 10. 10 minus 1? 9. 9 ori 5. 5. Și egal cu 45. Da, 45. Deci. Ah, da, se luăm aici. Hai, da? Da. Bun. Numărul. Numărul de formă. X, Y, bară sus. X, Y, bară sus. Adică un număr din două cifre. Da, un număr din două cifre. Cu X egal 7, Y. Și Y, așa, X egal 7, adică 7 Y. Da, da. Da. Și ce calitate are numărul ăsta? Nu. Deci numărul de formă 7 ori Y. X egal cu 7 ori Y este? Dar de ce nu scrie? 7, că nu se pune punctul, se sumusește din mulțiri. Da? Numărul X, Y cu 7 mulțit cu Y egal cu... Păi hai să vedem. 7 ori Y. 7 ori 1, 7. Da. 7 ori 2, 14. Și... poate să fie 14. 7 ori 3, 21. 7 ori 4, 28. 7 ori 5, 35. N-ai niciunul din acela? Am 17. 17? Da, e bun. Sigur că numărul de forma X, Y, în care X-ul e de 7 ori mulțit cu Y, este... 7 ori 1, 7, da? 7, ce ziceai și 17? Da. O secundă. Păi da, dar stați puțin. Numărul de forma XY cu X-ul multiplu de 7. A, păi înseamnă că e 7 deși 1. Așa, e multiplu de 7, da. 7 ori 1, 7. Iar ca cifră nu poate fi 14. Da. Am așa, corect, 71. Deci X-ul, vezi, trebuie să fim atenți la fiecare nuanță. X-ul egal cu 7, 7 ori Y, așa, și nu poate să fie mai mult 7 ori Y ca cifră, e până în 9. Da, da. Așa. Bun, acum, al 9-lea număr impar este al 9-lea. Al 9-lea număr impar. Care erau numerele impare? Hai să le vedem. 1. 1, 3. 1, 3. 5, 7. Și mai departe. Da, 7. A, nu, nu, nu. Și acum a zis și T indice 9. Da. Că este o secvență cu rația de 2. Da, da. T indice 9 egal cu... cu T1 plus... T1 plus 9 minus 1 ori iar. Și egal cu... egal cu termenul N egal cu 1 plus, da, 9 minus 8. Yeah. Da, 8. Ori... rația trebuie să spun ori 2. Ori 2. Și egal cu 16. 16 plus 1, 17. Deci al 9-lea
Bine. Da, aici e 17. Așa. Atât. Atât am avut, da? Da. Bravo. Ne oprim aici. La revedere, dragilor.